Bună, bun venit la Pretty Tech! Astăzi avem un subiect ceva mai special. O să vă arăt cum să găsiți cele mai ieftine zboruri care răspund perfect chiar și celor mai exigente condiții pe care le aveți. Este foarte simplu. Dacă o să vă fie util acest video, nu uitați să dați like, share ca să afle și alte persoane și subscribe ca să vă abonați la canalul meu de YouTube Pretty Tech. Să zicem că vrei un zbor ieftin în luna mai. Nu contează foarte mult ziua, doar să fie ieftin. Și nu ai sta mai mult de 3 zile, un weekend. Ai vrea să fie un zbor scurt de 3-4 ore, dar nu ai o destinație anume în minte. Ai vrea doar să pleci undeva în vacanță ieftin. A, și poate ai vrea să ajungi de dimineață ca să profiți de cât mai mult timp și nu ai nevoie de bagaj de cal. Și desigur, te interesează și noile condiții de circulație impuse de COVID. Ca multe pretenții, nu? Nu și pentru Google Flights, platforma de la Google care știe tot ce se mișcă pe cer, când pleacă, când ajunge, cât face avionul pe drum, cât costă și ce alte opțiuni ai de transport apoi, după ce ai aterizat, și mai ales știe ce este cel mai ieftin și de pe ce site. Că și asta contează mult. Unele site-uri au reduceri speciale. Nu mai trebuie să intri tu pe site-ul fiecarei companii de transport aerian sau pe site-uri agregatoare care nu-ți oferă prea multe opțiuni de selecție sau care te întreabă din prima unde vrei să călătorești, iar tu nu știi unde vrei, vrei doar să pleci. De exemplu, eu nu știu unde vreau să merg. Știu doar că am un buget restrâns, că nu vreau un zbor lung pentru că mi-este frică de avion și că am nevoie de bagaj de cală pentru că îmi iau toată casa cu mine în vacanță. Doar cu aceste date voi găsi vacanța perfectă în, să zicem, 5 minute. Hai să vă arăt cum puteți face și voi la fel. În primul rând, trebuie să intrăm pe site-ul google.com/travel/flights sau, și mai simplu, căutăm pe Google Flights și o să fie primul rezultat. Așa arată site-ul, este foarte ușor de folosit. Avem mult mai multe opțiuni aici și de travel, explore, ca să vedem zone superbe din întreaga lume, lucruri pe care le putem face în anumite zone sau orașe, zboruri, ce ne interesează pe noi acum, hoteluri și case de închiriat. V-am zis, site-ul este foarte ușor de folosit, noi o să ne limităm doar la zboruri ca să vă arăt cum puteți găsi nu doar cel mai ieftin zbor, dar zborul care îndeplinește toate condițiile voastre, indiferent cât de pretențioși sunteți. De cum intrăm pe site, o să vedem câteva recomandări de zboruri dus-întors pentru un singur pasager. De exemplu, Londra în martie, 17-23 martie, este foarte, foarte ieftină, doar 200 de lei dus-întors pentru o singură persoană, adică 400 de lei pentru două persoane. Sau Paris sau Madrid. Dar haideți să vă arăt cum să folosiți site-ul. Aici avem o zonă de căutare care apoi o să vedeți că are mult mai multe filtre. Haideți să ne imaginăm că vrem o excursie, desigur, dus-întors, două persoane, că nu prea pleci singur în vacanță, clasa, economic, nu suntem prea bogați, aș vrea eu că first class, dar nu este cazul, plecăm din București, eu sunt din București, o să pun București, dar întrebarea este unde mergem. Să ne gândim că nu știm unde vrem să mergem. Vrem o vacanță scurtă de weekend, să spunem un city break, probabil în Europa, pentru că na, e mai aproape și ajungem destul de repede și este și mai ieftin, dar nu știm unde în Europa. Așa că ce scriem aici, unde să mergem, scriem Europa. Dar nu trebuie să alegem un oraș anume sau o țară anume, spunem că oriunde în Europa. Când vrem să mergem, hai să lăsăm așa, că apoi puteți să schimbăm filtrele și să punem, nu știu, luna mai, de exemplu, oricând în luna mai, când este mai ieftin. Dăm un search, vedem deja câteva opțiuni, câteva multe opțiuni, pentru că încă nu sunt filtrate. Sunt prețuri și ceva mai mari, de 3.300 de lei, dus întors, două persoane, dar și zboruri mult mai ieftine, de 600-400 de lei, uitați. Dar nu trebuie să alegem acum, hai să punem mai multe filtre. Aici avem zona, de fapt, mai întâi să punem data, când vrem. Putem să punem o dată anume, dacă știm când avem concediu sau dacă vrem să sărbătorim ceva într-un anumit weekend, sau dacă nu știm unde, nu știm când, ne interesează doar să fie ieftin, putem să alegem o lună întreagă. Luna mai, am zis, e mai cald, e mai frumos, pare o lună foarte bună de plimbat prin Europa.
desigur, trebuie să ne interesăm, dar să vedeți că Google oferă foarte, foarte multe informații când e și momentul potrivit să vizitezi o anumită țară. Deci alegem luna mai, am zis că un weekend. Deci cândva în luna mai să plecăm un weekend. Deja avem câteva opțiuni, iarăși și prețuri, nu știu, de 200 și ceva de lei, dar și de 1400, 2600, 3000. Dar hai să punem mai multe filtre, ca să vedem cât de în detaliu putem să mergem. Acum, dacă vrem să fie un zbor direct sau cu escală. Stops înseamnă escală. Eu mă gândesc un pic la mine și eu sunt destul de speriată de avion, mi-e frică de avion, așa că nu aleg zboruri cu escală, că e suficientă o decolare și o aterizare, nu am nevoie de mai mult, așa că o să zic doar zboruri non-stop. Cum aleg zborul non-stop? Cu multe opțiuni de aici dispar, pentru că poți ajunge la Moscova sau unde era. Da, deci la Moscova doar cu escală, nu este zbor direct în luna mai. Deci alegem doar zboruri directe și deja s-a modificat un pic, s-au modificat opțiunile. Acum, dacă vrem să călătorim și cu mașina, adică să nu ajungem doar cu avionul, stăm în orașul care are aeroport, dar cum o să zbor cu avionul și nu aș vrea să închiriez mașina pentru un weekend așa puțin, lăsăm doar zboruri. Prețul. Desigur, putem filtra și după preț. Hai să spunem să fie până în 2000 de lei, mi se pare, sau hai chiar 1000 de lei. Mergem pe buget restrâns. Și încă o dată au mai dispărut câteva opțiuni și avem zborurile dus-întors, două persoane, până într-o 1000 de lei. Putem alege aici și linia aeriană, dar nu linia de fapt, ci grupul din care face parte. Eu de obicei zbor cu Tarom, nu știu, pentru că mi-e frică de avion, nu știu, am încredere în cei de la Tarom. Și Tarom face parte din SkyTeam. Dar hai să lăsăm toate liniile, că na, mergem cu buget restrâns, putem să zborăm și cu Blue Air sau Ryanair sau alte opțiuni. Durata zborului. Opțiunea asta mi-e place foarte, foarte mult și n-am văzut-o pe nicăieri în altă parte să alegi cât să dureze zborul. Pentru că mie mi-e frică de zbor, vreau să fie un zbor de până în 4 ore. Mai mult nu cred că aș rezista, aș fi mult prea chinuită. Dar dacă nu contează pentru voi durata, nu selectați aici nimic. Partea bună e că, na, oricum am selectat Europa și majoritatea destinațiilor se încadrează în cele 4 ore de zbor. Acum, dacă vrem și bagaj, nu trebuie neapărat să bifăm aici dacă vrem bagaj, dar eu vă recomand, dacă vă gândiți la bagaj de cală, desigur, aici este bagajul de cală, să bifați măcar un bagaj ca să vedeți cum cresc prețurile. Pentru că dacă nu aveți nimic, este fără bagaj. Da? Și sunt prețuri ok. Majoritatea companiilor aeriene low cost au prețuri foarte bune fără bagaj de cală. Cum bagi un bagaj de cală? Cum s-au modificat prețurile? O să fim, teoretic, două persoane, așa că un bagaj de cală, zic că este suficient. Bun, acestea sunt toate opțiunile și acum să vedem zborurile. Aici sunt trecute mai în detaliu și o să vedeți că sunt și mai multe detalii când selectăm un anumit zbor. Hai să alegem unul ceva mai ieftin. Avem Roma, Londra mai ieftină, Milano, da, doar 500, foarte, foarte bun. Dublin, până 600, foarte bun. Copenhaga, cam frig, chiar și pentru luna mai, nu. Să alegem altceva. Helsinki, tot cam frig. Oslo, hai să alegem Malta. Un pic mai scump Malta, dar, nu știu, Atena, Viena. Hai să luăm Milano. Nu este un preț foarte bun, 500 de lei dus, întors, două persoane. Este un preț foarte bun. Odată ce am selectat Milano, vedem mai multe opțiuni. Vedem, în primul rând, ceva foarte important în perioada asta, regulile COVID. Pentru a intra, sau de fapt pentru a pleca de pe aeroportul din București și să nu avem probleme în Italia, trebuie să avem dovada vaccinării, trecerii prin boală sau un test negativ. Testul acela PCR ceva mai scump. Da? Deci, oricare din cele trei opțiuni. E bine că știm, dacă avem certificatul verde, nu o să avem probleme. Apoi, acestea sunt zborurile. Avem mai multe opțiuni. Cea mai ieftin zbor este la Wizz Air, dar putem și cu Blue Air și Ryanair. Dar noi am ales Wizz Air.
Mai jos avem și ce am putea vizita prin Milano, dacă nu știm foarte multe despre oraș. Și avem mult mai multe detalii apoi, dacă vrem, și câteva recomandări de hotel. Uite, 200 de lei pe noapte. Foarte, foarte tare. Deși ratingul, asta e partea bună, că vedem și ratingul dat de alți turiști, nu este prea bun. Dar aici cred că să ne uităm pe un alt site, să vedem mult mai multe opțiuni. Bine, sunt 1311 hoteluri care avem de unde alege și putem să și închiriem ceva, nu doar să stăm la hotel. Perioada, avem și recomandări când ar trebui să vizităm. Să spunem că ne gândim să vizităm, dar aflăm că nu e asta perioada. Peak season e aprilie-iunie, ceea ce e perfect că noi mergem în luna mai. Deci, poate dacă am alege o altă lună, de exemplu, prin august-septembrie, s-ar putea ca prețul să fie și mai mic, pentru că este off-season. Vedem și temperaturile, pentru că și asta e important. În luna mai 23 de grade este perfect, deci chiar dacă este în sezon și mai scump, eu aș rămâne pe luna mai. Și avem și câteva întrebări și răspunsuri de la alți turiști, ce s-ar putea să fie foarte, foarte important. Bun, să spunem că ne dorim cel mai ieftin zbor, că na, tot acolo ajungem, cu Wizz Air, 2 ore și 20 de minute. Selectăm, deci doar apăsăm pe această opțiune și avem aici mult mai multe detalii. Încă suntem pe Google Flights, da? Nu am trecut mai departe. Aici, din nou, mai putem să mai filtrăm răspunsurile Google la ce am căutat și să vedem alte opțiuni. Acum, putem să bifăm aici Track Prices. Ceea ce, bine, trebuie să fim logați, acum sunt cu incognito, pentru că am tot căutat lucruri pe Google Flight și primeam fel de fel de recomandări și hai să intru cu incognito ca să fiu ca de la zero. Dacă ne logăm pe Google, o să primim pe mail modificări ale prețului, dacă s-a ieftinit, dacă s-a scumpit, bine, de obicei se scumpește, nu prea se ieftinește, dar ca să, până în luna mai, să vedem ce se întâmplă. Dacă nu ne hotărâm acum să cumpărăm bilete, ne hotărâm peste o săptămână, să vedem, dacă nu mai ținem minte exact cât a costat și cum, să vedem cum a fluctuat prețul. Avem aici mai multe opțiuni de zbor și am zis că alegem zborul de la Wizz, care este de la prânz, ajungem seara, bine, este seara și ajungem seara, și putem alege de aici, de la Times, dacă vrei să filtrăm și mai mult, când să fie ora de plecare și când să venim. Putem alege să plecăm, să luăm zboruri doar care pleacă din București dimineața, ca să ne asigurăm că ajungem la o oră decentă în Milano, ca să avem timp să explorăm. Sau tot așa, când plecăm, să plecăm cât mai târziu posibil, ca să stăm în ziua respectivă cât mai mult să vizităm. Dar hai să spunem că ne interesează doar să ajungem, să stăm măcar o zi, să fie cât mai ieftin. Pentru că, desigur, dacă umblăm și ne selectăm o oră anume de plecare sau de venire, și prețul o să vedeți că o să crească un pic. Deci alegem la departing, adică de plecat la ora 6.30, da? Pe 5 mai. Pe 5 mai este în regulă. Așa și să ne întoarcem, tot după amiaza plecăm la 2 pe data de 8 mai. Deci 5-8 mai. Ok, doar apăsăm pe opțiune și vedem toate informațiile. Acum, prețul acesta este de pe GoToGate. Dacă luăm de pe Wizz Air, este mai scump, deși sunt exact aceleași opțiuni. Și dacă, uite, mai aici, mai sunt mai multe opțiuni, dacă luăm cu Booking, de exemplu, este și mai scump. Asta este partea bună, pentru că noi avem motoare de căutare, sunt destul de multe site-uri, dar îți oferă doar câteva opțiuni. Și, nu știu, mai toată lumea crede că dacă ți-ai de la compania aeriană e cel mai ieftin. Nu neapărat. Google, pentru că știe tot ce faci, știe tot ce se întâmplă online, știe și unde sunt cele mai mici prețuri, unde este vreo ofertă specială sau, da, pur și simplu au un preț mai mic. Deci GoToGate are cel mai bun preț. Selectăm GoToGate. Ne duce pe site. Și ne duce exact în opțiunea asta, deci nu trebuie să căutăm noi din nou, nu o luăm de la capăt, mergem direct să cumpărăm. Și aici, sincer, n-am folosit niciodată GoToGate, dar oricum sunt același bilet, adică la urcare în avion nu o să avem vreo problemă. Și de aici pur și simplu cumpărăm biletele, trebuie să completăm toate datele și vedem suma finală, care este suma prezentată și de Google.
cred că aveam pe aici opțiunea, știu că am văzut-o undeva, cred că în partea asta. Da, să schimbăm ca să vedem, de exemplu, în euro, dacă ne este mai ușor așa și nu vrem să vedem în ron, păstrez în ron, că așa mi se pare normal să vedem opțiunile. Da, deci Google spunea 42 de euro, da, cu GoToGate și la GoToGate 41,22, chiar un pic mai fin, dar na, rotunjit 42 de euro. Da, avem și opțiunea de a adăuga bagajele de cală. Cred că aici sunt, ia, preț. Nu a pus bagajul de cală. De ce n-a pus bagajul de cală? Cred că aici scrie undeva, da. Că bagajul de cală pe care noi l-am trecut este de 61 de euro. Wow. Dar nu este disponibil, adică nu poate să-l afișeze aici cu aceste opțiuni. Da, cred că numai Kiwi. Da, nu este aici. Kiwi arată prețul cu bagaj de cală. Dar să fiți foarte atenți dacă puneți bagaj. Aici este tot timpul un pic mai ciudat, pentru că fiecare site are alte reguli, alte ciudățenii legate de bagaj. Ca să fiți sigur că este corect ce vedeți pe Google cu ce cumpărați la final, să verificați tot timpul și bagajul de cală. A fost super simplu, nu? Foarte multe opțiuni, detalii și chiar și informații legate de regulile COVID. Google chiar știe tot și un motor de căutare perfect, chiar și pentru o vacanță. De când am descoperit Google Flights, nu mai intru pe vreun alt site când caut destinația perfectă de vacanță. Vă recomand să încercați și voi. Este super simplu și vedeți că o să găsiți cel mai ieftin zbor și perfect din toate punctele de vedere. Dacă v-a plăcut acest video și ați descoperit ceva util, nu uitați să dați like, share ca să afle și alte persoane și subscribe ca să vă abonați la canalul meu de YouTube, Pretty Tech. Bye și vacanță plăcută!